Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Statul român deține acțiuni la peste 2400 de companii. La 1700... Da, da, nu, mă rog, unii. La 1700 este acționar majoritar și folosind această armată de firme, statul reușește să producă fără greș de zeci de ani pagube de zeci de miliarde de lei. Dintre aceste companii de stat provin mari datornici la buget, bugetul național, datornici care ocupă neclintit topul pierderilor. Până la urmă, suntem cu toții mai săraci, pentru că politicienii aflați la putere, indiferent de partid, mențin aceste găuri negre, unde au grijă să-și numească clienții politici, care vor manevra mai apoi fondurile publice necesare pentru ținerea în viața companiilor falite. Din acest flux financiar se și șperțuiește mult. Toate aceste zeci de miliarde de lei ar trebui să ajungă, până la urmă, în sănătate, la educație, la investiții, la dezvoltare. Dar banii sunt irosiți sau furați, plătim taxe și taxele se duc fie pe apa sâmbetei, fie în buzunarele unor profitori. B. B. B, da. Și A. Destul de mult. Și aș vrea să vorbim astăzi, nițeluși, despre un aeroport din România care are medie mai puțin de un pasager pe zi, dar ține angajate aproape 70 de persoane și căruia i-au fost alocați de la buget 180 de milioane de lei anul trecut. Este vorba despre aeroportul din Tulcea, care este ținut în viață pe bani publici, deși nu pare a exista niciun fel de cerere serioasă pentru serviciile sale, și nu de ieri de azi. În 2021, de pildă, aeroportul Tulcea a avut 71 de pasageri tot anul. În 2022 a rupt, creșterea este de 500% sau chiar mai mult, a avut 360 de pasageri într-un an întreg. În 2023, scădere, a venit ceva criză, 300 de pasageri. Un aeroport în România, 300 de pasageri pe an. Deci, cum spuneam, mai puțin de unul pe zi, dar aeroportul, evident, are nevoie de personal ca să funcționeze, drept pentru care plătește 67 de angajați, scrie Newsweek, și printre ei și un șef, numit politic, cum altfel. Deci vin cam 5-6 angajați per pasager. Cam așa ar fi. Deci vine un pasager în medie la 5 angajați se ocupă de el. Șeful politic este vorba de un vicepreședinte al organizației PSD Tulcea, cum altfel, un domn pensionar, fost inginer chimist, dânsul în calitate de inginer chimist, sunt convins că știe cherosenul ca nimeni altcineva, deci asta îl califică clar pentru aeroport. În 2022, potrivit declarației sale de avere, consultate de publicația de fapt.ro, acest domn, pe nume Vâlcu, a încasat o pensie de 67.000 de lei. La această pensioară de 5.500 de lei lunar s-au mai adăugat câte 9.000 de lei pe lună ca director la aeroport. Bun. Și pentru că nu e prea multă treabă pe acolo, evident, și pare să pricepe la foarte multe lucruri, domnul vicepreședinte PSD Tulcea mai are și o indemnizație de la Aquaserv Tulcea, compania de apă, o companie deținută tot de Consiliul Județean, de unde a mai luat câte 2.300 de lei lunar. Apropo, șeful dânsului de la partid, adică președintele PSD Tulcea, domnul Teodorescu, este și președintele Consiliului Județean Tulcea, adică instituția care face numiri la aeroport și la Aquaserv, unde a fost pus șef domnul Vâlcu, vicepreședintele de la PSD. Deci vedeți cum vine de se leagă treaba. Deci cu totul, grație apartenenței sale la gruparea politică ce controlează banul public din Tulcea și datorită și priceperii sale multilaterale, evident, domnul Vâlcu încasează aproape 17.000 de lei lunar, bănuți net, bani în mână, la care s-au adăugat în 2022 și 1.400 de lei câștigați la loto. Trebuie să fi fost ceva bilet categoria a treia, că, na, 1.400 de lei nu-i chiar așa. Bă, norocos, nu foarte, dar oricât, adică dacă nu curge pică, măcar atât. Aeroportul Tulcea, cum spuneam mai devreme, este completamente falit, de fapt. Nu poate funcționa decât dacă îi dă cineva bani. Nu pare nimeni interesat de el, în afară de cei care dau bani, bani publici, evident. Acum 4 ani, Consiliul Județean Tulcea a scos la licitație niște curse aeriene pentru destinații internaționale. Nu s-a prezentat nicio companie, n-a venit nimeni să participe la această licitație. În 2022, în Consiliul Județean s-a discutat posibilă închiderea aeroportului, dar majoritatea PSD s-a opus. Ocazie cu care a mai aprobat încă o subvenție și ajutor de câteva milioane de lei pentru această companie.
Au urmat în 2023 altă injecție de 180 de milioane de lei de la Consiliul Județean și de la Ministerul Transporturilor de la București. De aici au venit cei mai mulți bani, 160 ceva de milioane pentru funcționare și dezvoltare. Și să fim serioși, nu există realmente nici o șansă ca acești bani să fie recuperați din trafic aerian. Aeroportul nu are curse internaționale și nici interne și nu poate primi nici măcar avioane cargo, să zici că ar fi folosit la transport de marfă. Deci aproape 40 de milioane pentru aeroportul Tulcea. Anul trecut aici sunt banii dumneavoastră, ca să țină angajați câți angajați are și ca să aibă un șef, niște șefi. Decizia firească ar fi fie privatizarea acestui aeroport, dacă s-o găsi cineva să-l cumpere. Fie îmi pare rău închiderea lui, că nu face decât să înghită bani cu nemiluita. Iar dacă zice cineva că este vorba de un obiectiv strategic, un aeroport la marginea Deltei, în vremuri de război. Da, sunt foarte de acord, ok, foarte bine, n-am nimic împotrivă, dar atunci să-l ia Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, poftim, pe propriul buget. Să facă acolo bază de antrenamente, bază militară, nu? Adică baza aeriană, măcar am primit ceva în schimbul banilor pe care îi dăm cu toții pentru menținerea lui în funcțiune, ca să se ia niște bănuți de către cei bine înfipți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.